Primăria Municipiului Timișoara răspunde zecilor de solicitări primite de la cetățeni și intensifică acțiunile de corecții ale arborilor pe toate străzile orașului. Echipele societăților responsabile de întreținerea spațiilor verzi sunt pe teren și intervin în Parcul Dacia și pe mai multe străzi. Intervențiile sunt adaptate sezonului și includ corecții ușoare și ridicări de coroane pentru a menține o formă echilibrată pentru a facilita circulația pietonală sau auto, dar și pentru a permite pătrunderea luminii naturale, eliminarea ramurilor periculoase sau uscate, pentru a preveni accidentele și pentru a proteja siguranța cetățenilor. Toaletarea arborilor se face periodic, în urma monitorizării constante a echipelor responsabile, în funcție de gravitatea situației. În perioada de vegetație sunt permise doar corecții ușoare și ridicarea coroanelor.